că ai noroc. Ia zi, bem o bere după spectacol? Bem, bem. Vii cu nevastă ta? Ce? Cu nevasta la chef? Să mă coste dublu și să petrec pe jumătate? Vin singur, domnule. Și ei ce-i spui? Ce-i spun? Singură mă trimite, măi, singură. Bine, măi, mitică, noi suntem acolo. Mărioară, hai, lasă, te rog frumos. Faci pe asenicul cu mine să te las să mergi cu prietenii tăi să bei și eu o să rămân aici singură să spăl toate vasele, nu? Bravo! Dar chiar ce-mi trebuie mie? Mai bine stăm noi doi aici frumos. Uite, ți-am adus portofelul. Portofelul l-am uitat la birou. Mă duc să-l aduc. Vezi că e în celălalt buzunar. Ce noroc am avut cu tine! Că altfel umblam la ora asta pe străzi noaptea să găsesc o farmacie deschisă, că mă doare capul, mă doare capul. Da, eu una la care, eu mă duc să iau niște antinevralgice și tu... Da, vezi în ochiera acolo că sunt vreo 20. Eu nu înțeleg de ce cumpărăm noi atâtea medicamente. Când ai nevoie de ele, le ai! De asta nu mai au niciun efect. Întăculci? Ba da. Să plimb puțin pisica pe afară și mă culc. Pe cine ai mai văzut tu să plimbe pisica? Păi dacă n-avem câine, tu n-ai vrut. Uite, acum n-am pe cine plimba. Mai bine culcă-te. Da, ce-mi trebuie? Cursa de șoareci! Mă duc să văd cine a ieșit. Ce să vezi? Cine a ieșit primul? De unde să iasă? Din cursă. Hai, vezi de treabă. Îmi pun pardesiu și mă duc să... Mă duc să... Unde te duci? Mai bine stingem lumina și eu mă duc să iau oțet. Dar unde vrei să te duci? Mărioară? Mărioară? Mărioară, nu văd! Nu mai văd! Nu te mai văd! Mă duc la spital să văd ce-i cu mine, că nu văd. N-ai nimic. Uite, e 9. Tocmai bine prinde o oră bună de somn până la 10 când intru de gardă. Ai fost ieri la gardă. Da? Atunci am o... N-ai nimic. Trebuie să... Nu trebuie nimic. Atunci eu zic să te liniștești, că la cârciumă nu te duci. Alo? Ce faci, măi, mitică? Nu mai vii? Zice că te trimite chiar nevastă-ta. Da, ce sunt eu la dispoziția ei? Să mă duc unde mă trimite ea? Poate eu vreau să mă culc. Na, uite. Așa. Chiar așa. Ce-mi trebuie mie?